sărbător de iarnă, de iarnă în Plăști. Foarte important. Apropo, ce s-a întâmplat cu scandalul politic. Veste bună, sigură, vom avea iluminat festivul. Discuțiile am pornit în acest sens încă mult înainte de a prelua mandatul, pentru că știam că avem foarte puțin timp la dispoziție. Am fi avut 2-3 săptămâni la dispoziție să rezolvăm această problemă. Discuțiile au fost pornite cu mult înainte. Mulțumesc RSP-ului pentru sprijin în condiții mai ciudate. Sponsorizări, bani? Nu. Pe baza contractului dintre Luxten și Primăria Plăști. Și de asemenea, ce facem acum, în regim de extremă urgență, ca să zic așa, lucrăm la organizarea târgului de Crăciun. Toate perspectivele indică că vom avea târg de Crăciun, chiar dacă avem la dispoziție. În ce zonă a Plăiești? La centrală. La centrală Plăiești, noi nu mai mergem în parc Plăiești Vest sau la hipodrom.